Accident rutier dis de dimineață în municipiul Târgu Jiu. O femeie a ajuns la spital după ce un alt conducător auto din trafic a lovit din spate mașina pe care o conducea. La data de 12 ianuarie anul curent, polițiști din cadrul poliției municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul că pe strada Calea Severinului din municipiul Târgu Jiu a avut loc un eveniment rutier. Din cercetările efectuate de polițiști are și faptul că o femeie de 42 de ani din orașul Rovinari, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Severinului, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 33 de ani din municipiul Târgu Jiu care se deplasa în fața sa. În urma impactului a rezultat rănirea femeii de 33 de ani, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cele două femei au fost testate cu aparatul etilotez, rezultatul fi negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.